Oamenii care au dependențe au nevoie să experimenteze o altfel de relație. Și eu, dacă vreau ca parteneră într-un cuplu, pot să ofer asta. Desigur, este decizia mea, s-ar putea să nu vreau și asta e ok și asta nu e... sănătatea mentală a partenerului meu nu este responsabilitatea mea, dar pot să particip dacă vreau și să ofer o altă perspectivă decât cea de judecată. Bună ziua, dragii noștri cititori! Din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este alături de noi Diana Vijulie, psiholog, și în cadrul acestei campanii vorbim despre comportamente compulsive, despre adicții, despre dependențe. Este vorba de Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate, Prizonieri în lumea dependenței, cartea pe care vi-o recomandăm astăzi. Un autor... nici nu am cuvinte, sincer să spun, un autor extraordinar, un autor fascinant, remarcabil, atât ca profesionist, cât și ca om, un om foarte empatic, foarte blând, foarte cald. Am să vă arăt și cartea la cameră. Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate, o carte publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald, și începem discuția noastră făcând cumva această legătură, dacă îi putem spune așa, între traumele din copilărie, ce se ascunde în spatele unor reacții, unor tipare comportamentale, eu știu, poate și din punct de vedere social, al contextului sociocultural, cum se văd toate lucrurile acestea? Pentru că mă gândesc că într-o societate, hai să nu-i spunem o societate bolnavă sau nesănătoasă, dar într-o societate cu o încărcătură foarte mare de stres, o societate, cum se reverberează asupra individului toate aceste lucruri? Mă gândesc că stresul, de asemenea mă gândesc că suntem foarte reactivi unii cu alții și contextul pandemic a scos la iveală anumite lucruri, anumite tare, anumite tipare relaționale. Ne-a făcut să avem o toleranță probabil mai scăzută la frustrare. Am venit cu tot felul de reacții, atât față de cei dragi, mă refer la părinți, copii sau partenerii de cuplu, dar și, eu știu, poate și relațiile socioprofesionale la job și așa mai departe. Cred că e foarte important să pornim de la o premisă de la care pornește și Gabor Mate, apropo de cartea pe care ai recomandat-o tu, că experiențele din copilăria timpurie sunt esențiale pentru evoluția sănătății fizice și mentale a individului pe parcursul vieții. Dacă avem parte de experiențe care să fie pozitive, de o conexiune sănătoasă între părinți și copii, dacă copiii primesc atenția părinților. Astea se manifestă în viața lor de adulți printr-o abordare, n-aș vrea să zic pozitivă a vieții, dar cu deschidere. Nu există goluri care să nu fie umplute sau există foarte puține sau nu este o dinamică generală a vieții și atunci relaționarea este mai simplă, e mai ușoară din punctul ăsta de vedere. Pe când dacă venim cu traume din copilărie, cu mini-traume, cu experiențe dificile, mai ales în copilăria mică, astea se văd pe termen lung și se manifestă prin, ce ziceai și tu mai devreme, prin dependențe. Ce vor să facă dependențele? Dependențele vor să umple un gol care e tot timpul acolo, pentru că el nu a fost umplut în copilăria mică. Chiar citeam un pic mai devreme despre campaniile astea medicale legate de COVID și separarea mamelor de bebeluși la naștere, mame pozitive de COVID. Asta este o experiență traumatică pentru bebeluș, să fie separat de mama lui imediat după naștere și acolo se va crea un gol pe care bebelușul viitor adult va încerca prin diverse metode să-l umple. Și pentru că nu-l poate umple din interior, și asta se întâmplă în cazul tuturor dependențelor, poate și altor comportamente compulsive, pentru că golul ăla nu poate fi umplut din interior, se caută o umplere din exterior, prin substanțe care sunt nocive, dar nu numai, adică când vorbim de dependență nu ne mai gândim doar la alcool, la nicotină sau la droguri. Ne gândim inclusiv la dependența noastră de device-uri electronice, care cu atât mai mult sunt utile în perioada asta când poate lucrăm de acasă. Uite, și noi doi ne vedem acum printr-un ecran. În mod normal, poate ne-am fi văzut față în față. Inclusiv fuga în aceste ecrane este un tip de dependență. Cumpărăturile compulsive, poate. Toate astea vin să umple din exterior un gol care e acolo în noi și nu știm ce să facem cu el și în ce fel să-l umplem. Și atunci e important ca noi, ca părinți, pentru că eu lucrez foarte mult cu părinți, să facem în așa fel încât să evităm copilul nostru să ajungă să aibă astfel de goluri în interiorul său, ca să nu mai caute din exterior să le umple pe parcursul vieții. Uite, eu mă mai gândeam, în timp ce te ascultam, mă mai gândeam la o altă dependență, probabil că în trecut am pomenit-o, am amintit-o, dependența de rețelele de socializare. Atât în ceea ce privește părinții, da? cât și copiii. Pentru că, mai ales în cazul copilăriei mici, așa cum spuneai tu, în jurul vârstei de 3, 4, 5, 6 ani, copiii imită comportamentul părinților și merg pe această idee. Copiii nu fac ceea ce spun părinții să facă, ci ceea ce ei văd la părinți. Și mă gândeam la dependența de rețelele de socializare. Și nu le mai pomenim, că le știm pe toate. Apropo de dependență și de faptul că în spatele dependenței există o traumă și umplem acea traumă sau acel episod traumatic, încercăm să căutăm, cum spune de altfel Gabor Mate, plăcerea, da? Pentru că plăcere încerci să găsești plăcere și în fumat, și în alcool, și în substanțe interzise. Dar mă gândesc că, de exemplu, la rețelele de socializare, la faptul că realitatea este cea care este destul de stresantă, joburi solicitante, chiar lucratul de acasă este o provocare mare pentru orice părinte. Și atunci cumva există această fugă de realitatea înconjurătoare, copii, gospodărie, mâncare, piață, job și multe alte task-uri, multe alte sarcini pe care un părinte, să spunem, că le-ar avea de-a lungul unei zile și fuge atunci când are timp sau își face timp, să spunem seara, după ce vine de la muncă, fuge. Nu mai stă conectat cu copilul și fuge în această realitate virtuală, pentru că acea realitate virtuală îi oferă plăcere în comparație cu realitatea dată, realitatea imediată. Da, și dacă e să privim din perspectiva copilului aici, ce se întâmplă de fapt este că acel gol, această deconectare, această traumă, această experiență negativă trece de la părinte către copil, pentru că părintele se retrage în mediul ăsta virtual și nu mai oferă atenție copilului, care la rândul lui va avea un gol pe care va învăța de la părinte cum să îl umple. Da? Dacă părintele transmite că acel gol se umple prin fumat, poate copilul va încerca fumat, dar aici e vorba de rețelele sociale și atunci comportamentul, pe de o parte, imitativ și pe de altă parte de a căuta plăcere, cum ziceai și tu, se va face în același context. Și apoi părinții sunt îngrijorați când văd că copiilor petrec mult timp în rețelele de socializare și apar și diferite pericole, pentru că eu ca părinte, ok, mă imersez acolo, dar cunosc o parte din pericole și pot să mă protejez. Pe când copilul meu adolescent sau preadolescent sau chiar mai mic nu cunoaște astfel de, sau nu are la cunoștință ce se poate întâmpla în rețelele astea sociale și atunci, pe lângă golul ăsta pe care nu reușește să-l umple prin această dependență, se expune și unor situații periculoase, știi? E foarte important, mai e un aspect foarte important pe care să-l avem în vedere și anume că stresul, cum ziceai și tu, este factorul principal atunci când revenim la o dependență pe care reușiserăm să o rezolvăm parțial. și stresul ăsta pe care părintele îl resimte se transmite din nou și către copil, nu doar prin evitarea lui, prin comportamentele de dependență, ci pur și simplu prin limbajul corporal, prin mesajele verbale, non-verbale pe care părintele le transmite, iar copilul primește doar stresul fără să înțeleagă de multe ori contextul, sau dacă îl înțelege, poate că nu îl înțelege în același fel în care îl resimte părintele. Și din nou aici este un spațiu gol și în experiența copilului, dar și între părinte și copil. Și e important să avem în vedere și treaba asta. Acum, eu nu mai zic, nu vă mai uitați pe rețelele de socializare seara când simțiți că vreți să vă goliți creierul de toate tascurile de peste zi. Dar e important și cum o facem. Dar pot să fac asta în compania copilului, hai să ne uităm împreună la filmulețe despre cusut. Și stăm împreună acolo, ne ținem de mână, avem contact fizic unul cu celălalt și ne uităm. Pot să-i spun copilului: în seara asta sunt foarte stresată, am avut o zi grea, uite, simt nevoia să nu vorbesc, vreau să mă uit pe ecranul ăsta. Da, să-i dăm copilului și contextul și să-i validăm existența. Văd că ești aici lângă mine, știu că ai nevoie de mine, uite, în seara asta nu pot să-ți ofer ce-ți trebuie, dar văd nevoia ta, te văd pe tine, nu ești invizibil, nu dispari din viața mea pentru că eu mă uit într-un ecran. Chiar am văzut, cred că astăzi, un filmuleț foarte simpatic, era un challenge din asta tot pe rețea de socializare, adresat părinților, ceva să-și filmeze copilul cum reacționează atunci când părintele intră în contact cu el în timp ce copilul se uită la emisiunea preferată la televizor. Și sunt niște imagini foarte drăguțe de unde copilul e imersat acolo în ecran. Când vine părintele, îi se deschide fața așa cu totul, fac contact, îl mângâie pe cap, zâmbește, se schimbă cu totul dinamica. Imediat se vede. Bine, cred că depinde și de vârsta copilului. Senzația este că în copilăria mică și mai ales în jurul vârstei de 6, 7, 8 ani, copilul este puțin mai receptiv la mesajele care vin din partea părintelui, pentru că el de fapt își caută acolo, prin acele îmbrățișări, își caută, pe lângă afecțiune, își caută și validare. Dar să vezi cum este când un copil, băiat sau fată, dar cu precădere băiat, în jurul vârstei de 12, 13 ani, 14 ani, când se joacă, da? Când se joacă pe calculator, reacțiile lui s-ar putea, pentru că el e atât de concentrat acolo și aceste jocuri de regulă nu le face de unul singur, ci le joacă în rețea cu alți colegi prieteni, și atunci el trebuie să fie absolut cu totul concentrat în ceea ce face. Gabor Mate, în cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, vorbește cu precădere despre cei cu probleme, cu dependențe, cu adicții în zona substanțelor. Se dă pe sine ca exemplu, și de aceea cartea este plină de empatie și de căldură, se dă pe sine ca exemplu al unei dependențe, să-i spunem benigne, că le și împarte în maligne și benigne, aceea de reacția compulsivă de a cumpăra, CD-uri fără să se oprească, lucru care afectează atât relațiile cu cei din jur, și ăsta cred că e un lucru important de specificat în cadrul dependențelor, nu doar integritatea fizică, fumatul, substanțele și alcoolul îmi pot afecta sănătatea, dar în cazul celor, să le numim benigne, acele dependențe pot afecta relațiile pe care eu le am cu ceilalți, da? Nu știu, petrec toată ziua până noaptea târziu la păcănele, da? Zic, jocuri de noroc. Sau mă duc la shopping în cazul doamnelor și stau de dimineață până seara, da? Și nu mai apuc să mai interacționez nici cu copilul, nici cu soțul, cu partenerul și așa mai departe. Adică au și acestea niște efecte adverse, dacă ar fi să le numim așa. Nu mai zic de partea financiară, deteriorarea bugetului familiei. Da, primul semnal că vorbim despre o dependență este că ea intervine în relațiile cu cei dragi din jurul nostru. Și acum, indiferent că vorbim despre dependențe benigne sau maligne, dependențe acceptate sau nu social, că până la urmă cam asta face diferența între una și alta, dar tutunul este o dependență acceptată social, pe când consumul de droguri nu, ambele fac rău organismului. Și un semnal foarte important, indiferent despre ce vorbim, este că ne afectează relațiile cu cei din jur, afectează nivelul de încredere, pentru că, cum să zic, dacă am o dependență, o să vreau de cele mai multe ori să o ascund, nu vreau să o arăt, și atunci dacă mă duc să-mi cumpăr 2 stive de cărți sau 3 stive de CD-uri, cum povestește Gabor Mate în carte, o să le ascund și poate nu o să vreau să-i spun partenerului meu de viață câți bani am dat pe ele. Dar sunt niște vechituri, le-am lăsat aici în portbagaj, nu știu de unde au apărut, și asta afectează relația la nivel de încredere între mine și celălalt. Acum, dacă ne uităm și la copii și la ei, vedem asta, că este un, cum să zic, telefonul poate să fie sau nu, să nu fie o dependență, dar dacă îl vedem că imediat ce noi am intrat în cameră, telefonul dispare, nu făceam nimic, nu mă uitam pe el, atunci clar avem parte de un comportament dependent de acel device, care îl împinge pe copil să se ascundă de noi și strică relațiile între noi. Și atunci abordarea de a-i spune copilului, uite, în seara asta știu că ești aici, te văd, nu pot să-ți dau așa multă atenție cât ai vrea tu, o să mă uit pe ecran, mă scoate din zona de dependență și mă bagă înapoi în relație, chiar dacă asta e doar o portiță mică în care comunic ce simt. Dar este o comunicare bazată pe încredere și pe respect, dar pe încredere reciprocă, îți spun ce simt, îți spun ce pot să fac acum și nu mă ascund, nu mă duc în baie și închid ușa și stau și mă uit pe televizor sau pe telefon ca să afecteze relația dintre noi. Și cred că asta putem să transmitem foarte clar și copiilor. Este o dependență atunci când tu te retragi din lumea reală și te ascunzi în lumea asta, oricare ar fi, că vorbim de telefon, că vorbim de mâncare, că vorbim de fumat, orice. Da, și ai atins un punct sensibil, dar un punct despre care se tot vorbește și cel puțin pe rețelele de socializare, că acolo găsim cele mai multe informații, ce bine ar fi dacă și în mass media, la radio și TV am aflat astfel de lucruri. Apropo de dependențe, deteriorarea relațiilor, da? Sunt multe voci, cel puțin în zona bloggerilor de relații sau a psihoterapeuților, psihologilor, care vorbesc despre această dependență de gadgeturi, dependență de ecran, că afectează relațiile între parteneri și mai ales la nivelul încrederii. Nu este deloc confortabil pentru un partener care își dorește conexiunea cu celălalt partener. Hai să petrecem timp împreună și să facem lucruri împreună, da? Să-l vadă pe celălalt că se retrage cumva în această lume virtuală, în această realitate virtuală, că pot apărea tot felul de chestii din astea legate de scenarită și de bun, dar cu cine vorbești, dar poate am tras cu ochiul și am văzut că ai dat nu știu cui o inimioară, și astea sunt lucruri care, din păcate, se întâmplă, și atunci expunerea aceasta și statul mult pe telefon și pe rețele de socializare, cred că, din păcate, uite, aici pot să spun răspicat că tehnologia, da? Ajunge să afecteze, accesul la tehnologie ajunge să afecteze relațiile interumane și relațiile cu cei dragi. Pentru că, indiferent dacă persoana respectivă, apropo de infidelitatea online care există, indiferent dacă persoana respectivă se gândește că celălalt vorbește sau nu cu nu știu cine, chiar însăși faptul că acordă mai multă atenție statului pe o rețea de socializare prin intermediul telefonului decât să petrecem timp împreună, cum spuneam, poate să afecteze relația. Acum, din ce am observat, este că astfel de comportamente nu se întâmplă sau nu apar brusc peste noapte. Am avut o relație sănătoasă 10 ani de zile și acum, imediat când, nu știu, el sau ea a petrecut mai mult timp pe telefon, s-a schimbat cu totul. Lucrurile astea evoluează și la un moment dat se manifestă prin infidelitatea asta online de care spui tu, se poate manifesta și în alte feluri. Aici, atunci când vrem să reparăm o relație care are astfel de fisuri, că până la urmă astea sunt niște fisuri în relație pe care le putem repara când sunt la nivel de fisură sau putem să le lăsăm să evolueze și atunci relația se rupe la un moment dat și e mai greu de lipit. Nu e imposibil, dar e mai greu de lipit la loc. Ce putem să facem la nivelul fisurii este, ok, să privesc cu curiozitate experiența partenerului meu care e imersat acolo în telefon și poate dă inimioare sau nu dă, sau îmi imaginez eu sau nu, și să mă întreb care e motivul pentru care el are nevoie să fugă în acel ecran, care e partea mea de responsabilitate în relație, nu în viața lui, nu sunt eu cea care îl controlează, care să-i spună ce să facă sau dacă n-aș putea să fac asta, dar în relația dintre noi doi există două părți, există partea lui și există partea mea. Și eu pot să privesc partea lui cu o curiozitate sănătoasă, naturală și să văd ce se întâmplă în viața lui, de el este acolo. Și apoi, privind din perspectiva asta, o să-mi fie mai ușor să-l abordez, să-i spun, nu știu, uite, am observat că pentru mine asta înseamnă, eu mă simt așa, spre deosebire de a privi cu judecată și a-i spune, m-am săturat să tot stai cu nasul la toată ziua în telefon, dar cu cine tot vorbești? Asta produce noi fisuri și noi fisuri, pentru că celălalt se simte respins, este exact ca în orice alt tip de dependență și este exact ce spune și Gabor Mate în carte, că nu avem nevoie să-i trimitem în medii în care să fie corectați sau reparați, ci pur și simplu oamenii care au dependențe au nevoie să experimenteze o altfel de relație. Și eu, dacă vreau, ca parteneră într-un cuplu, pot să ofer asta. Desigur, este decizia mea, s-ar putea să nu vreau și asta e ok și asta nu e... sănătatea mentală a partenerului meu nu este responsabilitatea mea, dar pot să particip dacă vreau și să ofer o altă perspectivă decât cea de judecată. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Gabor Mate, reacții compulsive, comportamente compulsive, adicții, dependențe, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, Gabor Mate, o carte pe care vă arăt și la cameră, o carte cu totul și cu totul superbă, pe care cu drag vi-o recomandăm, în colecția Psihoterapia editurii Herald. Alături de noi Diana Vijulie, psiholog, care îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire, ca de fiecare dată, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!